Astăzi este cina Domnului și spunea Apostolul Pavel, scriate Filipenilor, pentru ceea ce Domnul a făcut și noi astăzi ne amintim, Filipeni capitolul 2, citesc versetul 11, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Asta pe pământ aici. Și nu numai, în Apocalipsa capitolul 5 este scris că Ioan a văzut un miel, părea junghiat și scrie în versetul 12 că cei din cer ziceau și scrie mai departe că trebuie să ne asociem și noi, versetul 12, deci vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Amin. Să ne amintim de asemenea că noi am fost primiți la masă, astăzi suntem în adunare și noi ca familie avem o bucurie deosebită că am reușit împreună să fim cu dumneavoastră la cina Domnului. Sora Dena s-a vorbit săptămâna asta cu profesorul și pentru că starea de sănătate săptămâna asta a fost bună, i-a dat voie să vină în țară și a dorit foarte mult, astăzi sunt exact 3 luni de când a fost, să vină la frați și cu atât mai mult la cina Domnului. Slăvit să fie Domnul! Ne reîntoarcem astăzi și mulțumim că săptămânile următoare, când va urma acest tratament dur încă, o veți sprijini în rugăciune și să dea Domnul îndurare și la celelalte surori și la toate familiile și la toți frații și de aici și din altă parte, noi toți care ne împărtășim din masa sfântă, să dea Bunul Dumnezeu să fim într-o părtășie sfântă și să fim în grija și evidența bunului și marului nostru Dumnezeu, numele Lui să fie slăvit. Spunea Domnul Iisus Hristos când a împărțit prima dată cina la ucenici, citesc din Matei 26 cu 29, a făcut o promisiune, vă spun că de acum încolo nu va bea din acest rod al viței, știți că în noaptea aceea a fost vândut și a doua zi răstignit, și aici e promisiunea, până în ziua când îl voi bea cu voi, nou în împărăția Tatălui meu. Ce siguranță avem noi, care stăm aici cu Domnul, că vom fi acolo să bem un vin nou în împărăția Lui? Care este siguranța mântuirii noastre? Vreau la gândul acesta, astăzi când suntem la cina Domnului, deschideți cu mine Scriptura la Romani, capitolul 8, și vreau să vă arăt 3 adevăruri de la versetul 28 care ne dovedesc siguranța că servind aici vom ajunge să servim și acolo. Scrie aici, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume, atenție, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Siguranța că noi vom fi în împărăția lui Dumnezeu și vom sta la masă cu Domnul e dată de faptul că Dumnezeu a făcut un plan de mântuire încă înainte de a crea lumea și omul. Și scrie mai departe că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său pentru că El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Acel plan prevedea ca Dumnezeu să aibă mulți fii. Și ce-i mai frumos, să fie asemenea chipului Fiului Său. Și citim în continuare, și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și noi suntem în adunare când ne-a chemat Domnul. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, prin credință. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Dar încă noi suntem aici, în trupuri de carne. Da, dar în planul lui Dumnezeu, toate etapele sunt trecute până la proslăvire. De aceea scrie în Efeseni 1 un cuvânt bogat, citesc de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui.
după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui, slăvit să fie Domnul. Dacă vă întreabă cineva ce siguranță aveți, siguranța unui plan și toate etapele din plan până aici au decurs la vreme și așa va fi și mai departe. Și planul ăsta a pornit de când nici nu eram până la proslăvirea noastră, adică ajungerea în slavă. În al doilea rând, scrie aici în Romani, capitolul 8, și acesta este un punct de sprijin al credinței noastre, citesc mai departe de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Adică Dumnezeu ne este favorabil. El s-a angajat să ne mântuiască. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Adică ne-a dat cei mai de valoare, ne l-a dat pe Domnul, nu ni le dă pe celelalte? Ba da, pentru că El este pentru noi, e de partea noastră. Mai departe e scris, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine va putea stea împotrivă? În fața Lui duhurile cad în leș, în hotărârile Lui rămân în picioare. Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască. El e de partea noastră. Doamne, îți mulțumim! Și dacă Dumnezeu se ocupă de asta, în atotputernicia, în măreția Lui, să spulbere Domnul orice gând de îndoială, orice teamă, orice lipsă de speranță, Dumnezeu va veghea să ne mântuiască. Ce i-a spus lui Ieremia? Eu veghez. Cuvântul să-l duc la îndeplinire și cuvântul cel mai frumos este că Dumnezeu lucrează mântuirea noastră. Slavă Lui! Și în al treilea rând, scrie aici, de la versetul 34, cine va osândi? Adică cine ne mai poate acuza pe noi că demonii în mod deosebit se ocupă cu osândirea, cu acuzații? Hristos a murit și noi astăzi ne amintim de moartea Lui. Cu ce să ne mai osândească? Pentru că El a purtat osânda noastră pe lemn. Ba mai mult, și aici e un adevăr foarte profund dacă vom reuși să-l prindem, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci nu numai că a murit, dacă spune 1 Ioan 2 cu 1, dacă cineva din greșeală a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Întrebare, când a fost mai sigură mântuirea noastră? Atunci când încă nu eram chemați și eram în lume, sau acum după ce suntem chemați? Vă citesc Roman 5, versetul 9 și 10. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci, atunci este înainte de a fi chemați, acum este după ce am fost chemați. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și atunci era sigur că Dumnezeu poate să ne mântuiască, pentru că aveam plan să ne cheme și moartea pentru noi deja se consumase. Da, acum, după ce am fost chemați. Atât îmi place expresia asta, cu mult mai mult acum. Adică acum siguranța noastră este mult mai mare, că Dumnezeu care a început nu ne lasă la jumătate de drum și ne duce până în slavă. Numele Lui să fie binecuvântat. Țineți minte vorbele astea, cu mult mai mult acum. Dumnezeu nu doar că a dat pe Fiul Său să moară pentru noi și Fiul l-a acceptat, El ne este favorabil și stă la dreapta și mijlocește pentru noi. Și scrie în Evrei 7, în mod deosebit, sunt acolo mai multe versete care scot în evidență siguranța asta odată ce am fost chemați de Domnul. Evrei 7 cu 25, citim și 26, sunt versete frumoase. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Și-l avem, îi mulțumim Domnului pentru el.
sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, slăvit să fie în veci. Așadar, să nu uităm, noi avem nu doar nădejde, credință, că vom sta cu Domnul la masă în slavă, pentru că s-a făcut un plan de mântuirea noastră, Dumnezeu Tatăl este de partea noastră și Domnul Iisus Hristos poate să ne mântuiască în chip desăvârșit, cu mult mai mult acum când am fost chemați. Urmează doar la vremea revenirii sale proslăvirea. Dar vreau să ne întoarcem puțin la Romani 8. Astea ce am spus până aici sunt evenimentele mântuirii. Cred eu că despre asta vroia Iuda să scrie când a zis că vroiam să scriu despre mântuirea de obște. Dar a fost silit să scrie despre problemele care apar, alte evenimente, aleatoare le-am numit eu. Și scrie aici în 35 în continuare, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Adică în procesul mântuirii, până să ajungem acolo proslăviți, pot să apară probleme. Și iată ce pot să apară, necaz, strâmtorare, prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primești, sabie. Și când acestea apar peste sfinți, ei pot să se întrebe, Doamne, dar noi am fost mântuiți, Tu ești de partea noastră, Domnul a murit pentru noi, stă la dreapta să mijlocească, de ce ni se întâmplă toate acestea? În primul rând, țineți minte, scrie în versetul următor, din pricina ta, adică peste credincioși vorbim, nu doar peste noi aici, peste toți credincioșii de pe pământ și de-a lungul istoriei, acestea apar în primul rând datorită numelui Domnului, persecuție, ură din partea lumii, prigoană. Și în astfel de momente nu le este ușor credincioșilor. Gândiți-vă acum la creștinii care au murit anii aceștia în zonele controlate de musulmani. Cât le-a fost de greu să ne gândim la istorie. Persecuții crunte, sabie efectiv. Și se zice în versetul următor, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Domnul să-i întărească pe cei ce suferă pentru numele Domnului. Să privească înainte și să nu se teamă. Dar pe lângă persecuții pot să apară altfel de probleme. La noi nu este persecuție. Poate așa forme ușoară, ure, adversități mai ușoare. Dar scrie de versetul 38 că sunt bine încredințat și aici apar toate lucrurile care pot să vină și peste noi și unele sunt. Moarte, viața cu toate aspectele ei, îngerii, stăpânirile, înălțimea, adâncimea. Toate aceste evenimente aleatoare, adică întâmplătoare, nu știm ce vine, ce rezerva la unii la alții, pot să facă mântuirea noastră nesigură dacă vom cădea la aceste examene. Pe unii înălțimea îi desparte de Hristos, deși mântuirea ar putea să fie foarte sigură. Pe alții adâncimea. Spunea un frate că, fiind în armată, a fost chemat de un comandant și a început să-l întrebe de la adunare. Știa, de la evanghelizare la stăruință, știa de toate. Era foarte de temut, dar pentru că a vorbit așa familiar în ziua aceea, și-a îndrăznit fratele să-l întrebe, dar dumneavoastră de unde știți? Și zice, da, eu am crescut în adunare. Dar zice, m-am dus la școala militară, am părăsit adunarea, dar zice, știi ce îmi pare mai rău? Le-am cerut părinților mei să se dezică de credință ca să nu am eu probleme în carieră. Și zice, au murit departe de adunare. Zice, asta mi-a imput. Pe unii înălțimea, gradele, i-au distanțat, i-au dispărțit. Pe alții, adâncimea, poate moarte. Este o carte merită citită, 70 de eroi ai credinței. Nu este decât viețile pe scurt a unor oameni care au pătimit pentru Domnul. În mod deosebit mi-a reținut atenția o familie care a trăit până în anii 1560, proaspăt căsătoriți. El a fost arestat, urma să fie ars pe rug, cum se proceda atunci. Soția lui s-a dus la magistrat să vorbească cu el, i s-a permis. Dar în prezența magistraților și ei a spus, nu cumva, lumea, viața de aici sau căsătoria noastră să te întoarcă, să sfrângă relația și credința. Și au strigat magistrații, tu l-arunci pe rug. Și au zis, și eu sunt gata să mor.
Și istoria consemnează faptul că au murit în aceea zi arși pe rug, cu o singură rugăminte îndeplinită, să fie legați de același tâlp, la 20 ceva de ani. Dumnezeu să întărească pe toți cei ce sufăr. Dar aici la rugăciune s-a amintit despre o soră proaspăt căsătorită, nu persecuție, o boală nemiloasă. În asemenea momente, evenimente întâmplătoare care vin peste noi, ne îndoim de mântuire? Ne temem? Sau vom rămâne credincioși lui Dumnezeu? Ce ne poate ține, frați și surori? Ca să fim siguri că dacă stăm aici la masă cu Domnul, vom fi și acolo. Aici este scris, recitez versetul 37, totuși în toate aceste lucruri vom fi mai mult decât biruitori. Cum mai mult decât biruitori? Eu înțeleg mai mult decât biruitori prin faptul nu doar că mântuirea e sigură, dar dacă trecem prin astfel de probleme, vom avea o răsplată mai mare. Cei ce au suferit pentru Domnul, martiraj, ei sunt nu doar biruitori să treacă în glorie, ei vor primi o cunună de glorie, mai mult decât biruitori. Dar cum? Prin acela care ne-a iubit, și scrie în versetul 28, că toate aceste lucruri, dacă noi îl iubim pe Domnul, se vor petrece în folosul nostru. Toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, da, acesta-i testul iubirii. Da. Zicea Asaf în Psalmul 73, vii cunoscut, nu mai citesc. Doamne, nu înțeleg. Sunt lovit? Alții n-au probleme? Ei nu te cunosc? Îți spun să pleci de la ei? Și cu ce s-a mângâiat el? Cu relația lui cu Domnul, spune acolo, citesc doar versetul 23. Eu sunt totdeauna cu tine, m-ai apucat de mâna dreaptă. Să ne ajute Domnul să stăm mână în mână cu El. Și spunea el, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Cât despre mine, fericirea mea să mă apropiu de Dumnezeu, pe Domnul fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Aici este testul nostru. Știți că diavolul a intervenit înaintea lui Dumnezeu împotriva lui Iov și spunea, el te slujește că are condiții. Și Dumnezeu i-a permis să piară totul. Și cu siguranță că diavolul zice la un moment dat, Iov, mă înspăimânt prin vise și mă îngrozești prin vedenii. Și a rămas credincios. Și întotdeauna când mi-amintesc de Iov, îmi place finalul cărții. Apare Dumnezeu și dispare diavolul. Se adună prietenii, revin toate celelalte. Doamne, dacă aici Tu poți să readuci lucrurile, dar în împărăția Ta sfântă, cum ne așteaptă toate dacă mă rămânea lângă Tine? Să ne ajute Domnul să nu ne despartă nimic de dragostea Lui. Pe El nu-L desparte nimic, că ne-a iubit. De aceea a făcut totul și mântuirea noastră din punctul Lui de vedere al aportului Dumnezeu e foarte sigur. Dar aceste evenimente pot să pună în pericol mântuirea noastră. Că scrie în 1 Corinteni 10 că mulți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, băut aceeași băutură duhovnicească și totuși n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Ce i-a făcut pe evrei să n-ajungă în Canaan? Că toți au ieșit din Egipt. Că n-au avut mâncare cum au vrut ei. Că a întârziat Dumnezeu să le vină în ajutor. Și totuși Dumnezeu nu i-a părăsit, că a fost prezent acolo și n-a murit niciunul de foame. Pentru că Dumnezeu, s-a citit în 2 Timotei 2, este credincios. Haideți să ne cercetăm iubirea noastră față de Domnul. Dacă nu cumva evenimentele care apar pot să ne împiedice. Pentru că spune în cartea Cântarea Cântărilor că dragostea e tare ca moarte. Și de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. S-a dus diavolul la Domnul Iisus să-L ispitească cu una cu alta. Spus înapoi a mea, Satanul. Așa să spunem și noi, că înaintea noastră este Domnul. Au spus frați care au trecut prin greuri mai mari decât noi. Unui frate care era în închisoare. Și-a arătat diavolul și a spus, vezi, Hristosul tău nu te scapă. Și că fratele n-a scăpat, îl băteau gândurile de toate soiurile. Și au zis, dar eu tot pe el îl iubesc și cu el vreau să fiu.
Și diavolul a scos ca un sunet așa neplăcut și a dispărut. Povestea fratele Orobes de la Kamenka din Ucraina, l-am prins pe fratele la 90 ceva de ani, cum povestea din închisoare, a zis, când m-au bătut și mi-au rupt toți dinții din gură. Dar atunci am avut cel mai mare har peste mine. A zis, după aia mi-au revenit durerile. Când am ajuns în închisoare, condamnare, Siberia, a zis, Doamne, n-ai un înger ca pe Petru să mă scape. Și-a zis, în timp ce se ruga cu foc, a văzut spre el venind un înger. Și-a zis, dar pe când să ajungă la mine, s-a întras nădejde că ies atunci. O să întins o mână din lateral și a auzit o voce, încă nu acum. Și-a mai durat 8 ani. Dar l-a scăpat Domnul, m-a spus, o trăi 90 de ani. Povestea fratele Michi din Maramureș, i-a dat o Biblie în ucraineană și a zis, Michi, ți-o dau ție că știi citi, dacă o condiție. Citești din ea numai stând în genunchi sau în picioare. Dar de ce, frate Ion? Cu Biblia asta am făcut 8 ani de Siberia. Dar nu ți-o luat. Nu că o vreme am ținut-o ascunsă și apoi, într-o zi, mi-a vorbit Domnul la fratele proroc. S-a făcut ședință că nu ieșa planul. Și a zis, Domnul, ieși în față, citește din Biblie și spune-le să te rase, să roștești o rugăciune. Și așa am făcut. Și o să în luna aceea o ieși planul, lucrau la mine cărbun, se răsturnau vagoneții, șinile așa cum erau. Și când iar au avut probleme, au zis să vină și citească din Biblie. Și au zis, pe motivul ăsta, așa lucrează uneori Dumnezeu. Au zis, nu mi-au luat Biblia și m-am întors cu ea acasă. Au zis, dacă cu Biblia asta m-am hrănit și Dumnezeu ne-a ținut și s-au pocăit și alții acolo. Dacă alții au rezistat în condiții de Siberia, noi cred că vom rezista în condițiile de aici. Dacă Dumnezeu i-a păstrat pe alții în vremuri de prigoană, ne va păstra și pe noi. Numai să ne ajute Domnul să-L iubim cu toată inima. Noi îl iubim că El ne-a iubit întâi. Și să ne ajute Domnul astăzi să stăm la cină cu nădejdea. Că într-o zi când toate astea se vor termina, vom fi cu El. Și închei cu un gând de acolo din Romani 8. La asta m-am gândit acum. Scrie acolo că nici lucrurile viitoare nu ne vor despărți de El. Nici vreo altă făptură. Adică în veșnicia viitoare, noi nu ne vom mai atașa de vreun înger răzvrătit ca diavolul, nu. Atât de mult ne-a legat Domnul Iisus prin moartea Lui, încât nicio altă făptură, nici lucrurile viitoare, nici slava ce va fi, nici vreo altă formă, nu ne va mai despărți de El, că vrem cu El pentru vecii vecilor. El s-a atașat de noi prin moarte, noi astăzi ne amintim de moartea Lui și asta va face ca veșnicia viitoare să fim cu El și numai cu El. Binecuvântat să fie în veci. Amin.